Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la cea de-a cincea și ultima conferință pentru familii Agape din anul 2016, realizată de organizația creștină Agape. În tot acest an am fost aproape de dumneavoastră prin teme precum Valentine's Day, căsătorie de o zi sau de o viață, depresia, boala secolului, dependențele, o sclavie, conflict și comunicare în familie, provocări și soluții. Numele meu este Gabriel Braic și am onoarea să vă fiu gazdă pentru a cincea oară la evenimentele de familii ce stau sub semnele iubirii Agape. Îmi plac sărbătorile, dar mai ales când le petrec alături de sărbătorit. De aceea, în seara aceasta, titlul conferinței noastre mă entuziasmează și abia aștept, împreună cu dumneavoastră, sunt convins să ascultăm ce are de spus părintele profesor. Misiunea organizației creștine Agape este promovarea valorilor familiei tradițional creștine în societate. Viziunea noastră este ca fiecare familie din România să cunoască și să trăiască biblic viața de familie. Titlul prezentei conferințe, Crăciunul azi fără Hristos, după cum știți deja, evenimentul este transmis live pe internet. Oricine poate să vizioneze în direct evenimentul pe site-ul nostru www.prețuimfamilia.ro. Puteți să dați știrea celor dragi, poate chiar în momentele următoare, printr-un mesaj. Acum v-aș invita respectuos să facem câteva lucruri pentru bunul mers al conferinței noastre. Să încercăm să păstrăm limita decenței în ce înseamnă gălăgie, să avem grijă de copii, dacă cumva sunt cu noi și sunt bineveniți de fiecare dată, în seara aceasta, uite, sub brad, să evităm blocarea ieșirilor, să punem neapărat pe silent telefoanele mobile. V-am ruga frumos, mai frumos ca niciodată, v-am ruga extraordinar de frumos să punem pe silent telefoanele mobile, pentru ca să putem să vizionăm și să ascultăm în liniște conferința și v-am mai ruga să respectați indicațiile voluntarilor noștri. Vrem să mulțumim Primăriei Cluj-Napoca și Case de Cultura Studenților pentru găzduire, precum și Mitropoliei Clujului, Sălajului și Maramureșului pentru încurajări. Tuturor celor care au contribuit pentru realizarea acestei conferințe, vrem să le arătăm recunoștința noastră. Întâlnirea de azi va avea două părți. În prima parte, părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană va susține prelegerea tematică, Crăciunul azi fără Hristos. Iar în partea a doua, după cum deja știți din invitațiile primite sau din filmul promo de pe internet sau din afișele pe care le-ați văzut, vom avea ocazia cu toții să intonăm împreună cu artiștii pe care i-am invitat, colinde noi și vechi. Așadar, oameni buni, în seara aceasta facem repetiție pentru Crăciun. Bine? Da? Nu prea văd entuziasm. E bine? Așa, Doamne ajută, Doamne ajută. Un ultim detaliu. Vă invităm să rămâneți până la final. E extrem de important în seara aceasta. Chiar dacă, atenție, conferința noastră se va prelungi până pe la 21:15. Programați-vă ieșirea cam pe atunci. De ce? Pentru că vrem să experimentați Crăciunul de pe acum, prin darurile pe care vrem să vi le oferim la tombola de la sfârșit. Fiecare dintre dumneavoastră ați primit o carte la intrare și ați primit un chestionar. Chestionarul are un număr în partea dreapta sus, dacă vedeți acolo. La final, poate numărul dumneavoastră, poate numărul tău se va extrage la tombolă și vrem să vă facem daruri. Părintele, în mod special, a ținut să facem niște daruri și din nou artiștii noștri vă vor face câteva daruri prin CD-urile lor și carte a părintelui. Așadar, rămâneți până la final, nu veți regreta. De aceea, vă rugăm să și completați chestionarul, poate până atunci. Vă rugăm, poate dacă veți reuși să completați și chestionarul online, dacă nu-l completați pe cel tipărit. Vă mulțumim pentru aceasta. Vă mulțumesc anticipat pentru atenția dumneavoastră și vă invit acum să ne ridicăm în picioare pentru a rosti o rugăciune. De aceea, având între noi pe părintele duhovnic al seminarului ortodox, părintele Samuel, îl invităm să vină pe scenă și să facă rugăciunea de început. Este dorința noastră a celor de la Agape împreună cu părintele Stelian. Vă mulțumim! Să spunem împreună Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim. Vă poftim să luați locul. Părinte profesor, aveți cuvântul. Mă bucur să fim din nou împreună în seara aceasta. Iată, într-un interval relativ scurt de timp, o lună de zile, asta înseamnă că ne-am obișnuit împreună, eu cu dumneavoastră, dumneavoastră poate nu atât cu mine, cât cu temele care au răscolit suflete multe, au echilibrat suflete multe și multe dintre ele și au găsit liniștea printr-un răspuns. Asta prin mesajele pe care le primesc și prin mulțumirile în același timp adresate nu atât mie cât lui Dumnezeu prin lucrarea pe care o facem împreună. Mă bucur foarte mult că în seara aceasta văd și am văzut deja în sală oameni din Bistrița, din Maramureș, din Bihor, din Mureș. Asta însemnează enorm de mult pentru lucrarea noastră împreună. Tema pe care în seara aceasta o voi aborda, așa după cum bine știți, este Crăciunul azi fără Hristos. O întrebare. Am ales această temă din două motive. Primul, pentru că foarte multe lucruri pe care am să vi le spun în seara aceasta nu le auziți în biserică. Aceasta pentru că la Crăciun în biserică se citește pastorala ierarhului locului. Iar apoi, a doua zi și a treia zi, când am mai putea reflecta la evenimentul nașterii lui Iisus, sunt sărbători precise cu temă, așa că trece Crăciunul sau trece nașterea Mântuitorului Hristos pe lângă noi, fără să fim familiarizați cu textul biblic, cu ceea ce se spune despre nașterea lui Iisus în Sfintele Evanghelii, cu precădere. Așadar, în seara aceasta, multe din cele, repet, pe care nu le auziți, o să le auziți în seara aceasta. Spre exemplu, ce este cu steaua aceea care s-a arătat? Sau, cine sunt acei magi despre care tot auzim? Sau, câți prunci a ucis Irod? 14.000? Așa cum apare în calendar? Câteva aspecte numai în acest sens. Iar al doilea motiv pentru care am ales această temă este legat de faptul de a ne raporta fiecare la această sărbătoare, la acest eveniment al Crăciunului, care, așa cum o să vedeți, a împărțit istoria omenirii, istoria creației, istoria Universului în două. O să vedem. Acestea ar fi cele două motive care m-au determinat să mă opresc asupra acestei teme și sper că la sfârșit vom pleca de aici toți cu hotărârea în suflet de a sărbători altfel Crăciunul decât poate am făcut-o până acum. Sau nădăjduiesc că la sfârșit să ne putem spune aștept Crăciunul altfel sau pentru mine nașterea lui Iisus va însemna din acest moment altceva decât a însemnat până acum. Trec peste temele care deja au fost anunțate și care au fost dezvoltate timp de un an de zile aici, în fața dumneavoastră.
Sunt încredințat că Dumnezeu ne va da putere să continuăm programul nostru și anul viitor, deși să știți că nu este deloc ușor și se fac mari eforturi financiare pentru a organiza aceste conferințe. Dar suntem convinși că așa cum a lucrat Dumnezeu până acum și a lucrat, aproape uneori făcând minuni, la fel va face și anul viitor. Așa cum v-am obișnuit, pentru a putea mai bine să urmăriți ceea ce am să spun, o scurtă trecere în revistă a cuprinsului, a structurii tematice, a prelegerii din seara aceasta. În preliminarii, de ce a trebuit să se întrupeze Iisus, să se nască Iisus? Partea întâi, relatarea nașterii lui Iisus din perspectivă istorică. Nașterea lui Iisus nu este o poveste a bisericii, nu este un basm al istoriei, nu este o ficțiune literară cuprinsă în niște cărți care fac parte din Biblie, nu este o propovăduire a bisericii lipsită de realitate, ci nașterea lui Iisus sau întruparea lui Iisus este un eveniment istoric și evangheliștii Matei și în special Luca au ținut acest lucru să precizeze. Și pentru oamenii timpului lor, și pentru noi cei de astăzi, și pentru cei ce vor veni după noi. Partea a doua, relatarea nașterii lui Iisus, dar dintr-o perspectivă spirituală, teologică, cu profund mesaj pentru noi, pentru lumea de astăzi. Cine transmite acest mesaj sunt doi autori ai Noului Testament, Ioan și Apostolul Pavel, numai ei. Și vom încheia cu câteva reflecții mesaj Crăciunul astăzi. Sigur, așa cum am spus, prima întrebare pe care ne-o punem, pe care lumea și-a pus-o și și-o vom mai pune, este de ce a trebuit să se întrupeze Iisus. Iubiții mei, n-am să fac o incursiune în Biblie de la început, de la cădere, de la căderea strămoșilor noștri, a protopărinților noștri Adam și Eva, dar acolo, în actul lor, să spunem, necugetat, de neascultare, stă motivul întrupării Fiului lui Dumnezeu. Pentru că păcatul lor și neascultarea lor de Dumnezeu a adus în lume moartea, a adus în lume, deci, păcatul, prin păcat moartea și implicit despărțirea de Dumnezeu, de Creator, așa cum nu Dumnezeu, așa cum Dumnezeu nu a vrut de la început când l-a făcut pe om. Omul nu se putea redresa singur, n-avea o cale, iar Dumnezeu trebuia să-i arate în mod cu totul deosebit marea iubire, motiv din care l-a creat pe om. Eu am să mă refer doar la două texte pe care să le aveți în vedere, la care să reflectați vis-a-vis de motivul întrupării. Două texte, unul din Roman, capitolul 5, versetul 12 și 18, în care se spune așa. De aceea, așa cum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, tot astfel moartea a trecut în toți oamenii. Am să vă explic imediat. Prin urmare, așa cum din greșeala unuia a venit peste toți oamenii osânda, tot astfel prin fapta de dreptate a unuia, peste toți oamenii a venit îndreptarea, și acum e important, care dă viață. Viața pierdută de protopărinții noștri. Ei au rămas mai departe în viața biologică. Dar viața lor biologică, ulterioară, după păcat, n-a mai fost o viață plină de sens.
Și acest lucru se perpetuează până astăzi. Nu toate viețile au sens. Nu în orice moment viața noastră are un sens. Și sensul deplin al vieții și împlinirea ei se găsesc doar în Iisus și în Evanghelia Lui. Indiferent că ne place sau nu, indiferent că vrem sau nu, indiferent că acceptăm sau nu, aceasta este cruda realitate de care ne lovim cu toții în viața noastră și pe care de multe ori ne facem că nu o vedem, dar de fapt în spatele ei, spatele acestei realități, stăm tot noi, cei de care sau cel de care fugim adesea, dar fugim fără sens, părăsindu-l pe cel de altă dată. Sigur că mai multe o să vedem în cele ce urmează. Așadar, iată, printr-un om a intrat păcatul în lume și m-ați putea întreba cum a intrat printr-un om păcatul prin Adam. Iubiții mei, în firea umană a lui Adam, toată lumea a fost prinsă și recapitulată. De aceea urmările păcatului strămoșesc se transmit. Așa după cum în moștenirea genetică a noastră a tuturor stau urmașii și caracteristicile lor. Și n-am vrea uneori ca trăsăturile și caracteristicile unei moșteniri genetice să se transmită. Se transmite în specia umană. La fel după cum în firea umană a lui Iisus, pe care și-a asumat-o, noi toți oamenii am fost prinși și recapitulați. De aceea și fapta lui Iisus se transmite până la noi, după cum și fapta lui Adam se transmite până astăzi la noi. Acest lucru magistral l-a demonstrat Apostolul Pavel și l-a explicat în Romani, în capitolul 5, versetul 12 și 18. Și următorul text este din 2 Timotei 1, 9, 10. Cei care au studiat teologia și sunt în sală își pot da seama că am ales textele cele mai, să spun așa, nefolosite în teologie. Tocmai pentru că există și alte puncte de reflexie, teologii știu ce spun acum, decât cele care țin doar de aspectul conservator al unor precepte teologice. În 2 Timotei 1, 9, 10, Apostolul Pavel spune așa, care ne-a mântuit și ne-a chemat, e vorba de Iisus, cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci potrivit planului său și harului dat nouă întru Hristos Iisus, mai înainte de toate timpurile, sau mai înainte de timpurile veșniciei, și care acum s-a vădit, acum e important, prin arătarea Mântuitorului nostru, adică prin întruparea Lui, prin nașterea Lui, Cel ce a nimicit, observați, moartea și a adus la lumină viața și nemurirea pierdută de strămoșii noștri prin Evanghelia Sa. Prin Evanghelia Sa, viața, lumina, nemurirea, perpetuându-se în fiecare sau cu fiecare generație de oameni. Iată de ce a trebuit să se nască Iisus, de ce a trebuit să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu. Pentru a readuce în om și în firea umană, în omenirea creată de Dumnezeu, darurile pe care le-a pierdut prin păcatul original. Așa cum vom vedea, anticipez acum și potrivit textelor pe care le-am citit, nașterea lui Iisus împarte istoria lumii și a omului în două. Și vom vedea imediat. Prima problemă pe care o vom aborda, relatarea nașterii, o perspectivă istorică. Am să mă refer la evangheliștii Matei și Luca, pentru că numai ei relatează întruparea lui Iisus sau nașterea lui Iisus din perspectivă mai mult istorică decât teologică. Parcă preocupați în mod deosebit să dea răspuns contestărilor venite din istorie cu privire la acest eveniment unic în derularea ei, adică a istoriei.
Pentru evanghelistul Matei, nașterea lui Iisus a fost un fapt istoric, încadrat de evenimente, observăm aici, naturale, dar și miraculoase. Și o să le vedem imediat. Și toate acestea pot fi grupate, evenimentele legate de nașterea lui Iisus, pot fi grupate în două faze. Și anume, evenimente în timpul vieții lui Irod, și care aveți o Sfântă Scriptură acasă, eu n-am răgazul și timpul necesar acum să citim aceste texte, dar am să fac referire la cele mai importante, să le citiți. După ce veți auzi în seara aceasta unele lucruri și le veți deschide Sfânta Scriptură și le veți citi, cu totul și cu totul va fi alta perspectiva raportării dumneavoastră la textul Sfânt. Și evenimente după moartea lui Irod. Partea a doua a capitolului 2 din Evanghelia după Matei. Adică lucruri care se petrec în timpul vieții lui Irod, el iese din istorie, și lucruri care se petrec legate de nașterea lui Iisus după moartea lui. Dintr-o altă perspectivă, evenimente care se desfășoară în Ierusalim și evenimente care se desfășoară în Betleem. Evenimentele din Ierusalim se referă la venirea magilor, care pun o întrebare, vom vedea în cele ce urmează, care îl tulbură total pe Irod și sfatul lui, sfetnicii lui, consilierii lui în Ierusalim. Unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? O să vedem mai încolo cine a fost acest Irod și de ce această întrebare l-a tulburat enorm. Cine sunt acei magi, vom vedea. Irod cheamă rapid, își cheamă consilierii, cărturarii, învățații legii și întreabă, știți de un rege care se naște? Irod intră în panică și ei îi confirmă, da, știm? Unde? Unde trebuie să se nască? Și spun în Betleem. Și evanghelistul Matei, dar asta nu mai avem timp să spunem acum, leagă fiecare eveniment de o împlinire a unei prorocii. Magii pleacă, li se spune unde este, unde trebuie să se nască Iisus, dar Irod le spune așa, mergeți, găsiți-l, și am rugăminte să veniți să-mi spune și mie ca să mă duc și eu, să mă plec, să mă închin, să cinstesc acest copil, rege născut. Și magii pleacă. Dar în tot drumul lor, magii sunt călăuziți de o stea și până la Ierusalim și de la Ierusalim spre Betleem. Și vom vedea despre ce stea este vorba. Așadar, acestea sunt cele două grupe în care pot fi împărțite evenimentele legate de nașterea lui Iisus, ambele introduse, sau fiecare parte introduse de episodul magi. După precizarea locului, așa cum vă spuneam, Betleemul iudeii, evanghelistul Matei indică și timpul nașterii lui Iisus. Foarte precis. Să vedem și Luca. Și anume spune așa, în zilele lui Irod, regele, deci cândva spre sfârșitul vieții lui, spre ultimii lui ani de domnie, Irod, Idumeul sau Irod cel Mare, domnește cândva între anii 37-4 înainte de Hristos. În timpul cezarului de la Roma, Octavian Augustus, iar pentru unii care poate aveți unele cunoștințe despre dinastia irodiană, aș vrea să vă spun că este vorba despre Irod cel Mare sau Irod Idumeul, nu despre Irod Antipa, fiul său, în timpul căruia moare Sfântul Ioan Botezătorul, Irod Antipa, fiind căsătorit cu fiica regelui Aretas IV al nabateenilor, își repudiază soția și o ia ca nevastă pe fosta soție a fratelui său Filip. Și nici să nu-l confundăm cu Irod Agripa, nepotul său, care declanșează prima persecuție împotriva creștinilor, când moare Sfântul Iacov, apostolul, la Ierusalim, dar care Irod Agripa, nepotul său, are același destin tragic
ca și bunicul, ca Irod cel Mare, moare în chinuri groastice. Așadar, iată cât de precis este evanghelistul Matei cu privire la timpul în care se naște Iisus. Ultimii ani de domnie a lui Irod, pentru că evenimentele imediat următoare nașterii din copilăria lui Iisus nu-l mai surprind pe Irod în viață. De aici concluzia că Iisus se naște cândva spre sfârșitul domniei lui Irod. Vă spuneam de steaua magilor care a călăuzit acești înțelepți, o să vedem cine sunt ei, din extremul Orient spre Ierusalim. Eu sunt convins că dumneavoastră v-ați întrebat adesea ce este cu această stea, ce a însemnat ea, de ce natură a fost ea, a fost un astru ceresc care s-a mișcat pe bolta cerului, oarecum ieșind din circuitul obișnuit al astrelor cerești din acest univers? Nu. Atunci de ce natură a fost ea? Și iată despre ce este vorba. Mai întâi am să fac o referire la istorie, la istoria astrologiei. Ca să vedeți că oamenii au fost de la început preocupați de aceste lucruri reale ale istoriei. Și nu teologi numai, sau preoți, sau biserică, ci oameni de știință. Așa se face că renumitul astrolog Johannes Kepler, în jurul anului 1600, emite o ipoteză pe care o bună parte de timp și-au însușit-o și teologii. În a încerca un răspuns cu privire la identitatea stelei magilor. Și anume, spune el, această stea n-a fost nimic altceva decât aspectul pe care l-a luat pentru astrologul de pe pământ, pentru observatorul de pe pământ, pentru omul de pe pământ, o triplă conjuncție a planetelor Jupiter și Saturn, având în spatele lor constelația peștilor. Și asta a fost explicația astrologului Johannes Kepler. Ea avea anumită bază istorică. Și anume, el mai spunea, aliniate una peste cealaltă, deci cele două planete, având în fundal constelația peștilor, a dat impresia unei stele strălucitoare și spune el, aceasta trebuie să fi fost steaua care a condus pe magi din extremul Orient spre Ierusalim. Și asta este explicația lui Johannes Kepler, însușită de o bună parte de oamenii de știință. Dar ce se întâmplă? Într-adevăr, în anul 7 înainte de Hristos, o triplă conjuncție acestor planete s-a arătat cu trei maxime de strălucire. 23 mai, 3 octombrie și 4 decembrie. Johannes Kepler merge mai departe și spune, magii care după el erau astrologi din Babilon, vor fi pornit imediat la drum după a doua maximă, adică după 3 octombrie, vor fi ajuns la Ierusalim, după o lună și ceva de drum, iar a treia conjuncție, cea din 4 decembrie, va fi coincis cu momentul reapariției stelei, care conduce pe magi de la curtea lui Irod spre Betleem. Ingenioasă explicație științifică, cu suport științific, iată, dovedit acest lucru. Spuneam că a treia apariție coincide cu plecarea magilor de la Irod spre Betleem. Iată ce spune Matei, iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată steaua pe care o văzuseră la răsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Acum, o inscripție cuneiformă pe o tabliță de lut de la vechea școală astrologică din vechiul Babilon, la școala, renumita școală astrologică de la Sipar sau Shipar, confirmă faptul că steaua magilor, o tabliță cuneiformă a civilizației orientale babiloniene, confirmă faptul că steaua magilor a putut fi observată, așa era ea denumită, steaua magilor, timp de 5 luni de zile în anul 7 înainte de Hristos. De aici concluzia, când se naște Hristos, undeva în jurul anului 7, înainte de era noastră. Nașterea lui Iisus nu coincide cu anul 0 al erei noastre. Dar de la nașterea lui Iisus merge istoria mai departe.
Asta ține și de faptul că era noastră a fost greșit calculată de Dionisie Exigul cu aproape 5 ani, așa că am avea cu această greșeală nașterea lui Iisus tot undeva spre anul zero al istoriei. Mergem puțin mai departe, și asta a fost explicația științei, să spunem așa, și dovezile arheologice. Sfântul Ioan Gură de Aur a venit cu alte explicații. Și anume, el spune așa, aceasta n-a fost o stea în sensul de astru ceresc, ci ea a fost o putere nevăzută, dumnezeiască, care a luat numai chipul de stea. Și el dă o explicație și spune așa, ea era ca și stâlpul de nor din pustie care l-a condus pe poporul evreu spre țara făgăduinței. La ieșirea și la trecerea Mării Roșii, poporul ales ieșit din robia egipteană se îndrepta spre țara făgăduinței, dar cum? Nu erau atunci sistemele GPS de astăzi. Unde să se ducă? În ce parte? La mulțime de popor. Și Dumnezeu a intervenit în mod miraculos printr-un stâlp de nor ziua și un stâlp de nor luminos noaptea și așa i-a condus pe popor pe țara făgăduinței prin pustie. Și Sfântul Ioan Gură de Aur vine cu o explicație foarte ingenioasă și anume spune nu, nu este vorba de un astru ceresc, greu de acceptat acest lucru, deși Dumnezeu poate face minuni în creația Lui, ce îl spune Steaua Magilor a avut această formă a unui stâlp, a unei lumini sub forma unei stele pe care Dumnezeu, prin minune, a creat-o și care a condus pe magi din răsărit spre Ierusalim și apoi spre Betleem. Lucrul acesta, prin analogie sau în istorie, avem consemnat în Cartea Ieșirii, capitolul 13, 21, 22. Biții mei, aceasta este explicația pe care o putem mai bine să ne însușim și care se potrivește foarte bine cu ceea ce a însemnat, de fapt, momentul miraculos al apariției acestei stele care a condus magii și prin ei lumea păgână spre Hristos, pentru că ei sunt și reprezentanții lumii păgâne care vine spre Hristos. Iată de ce natură este vorba despre care Evanghelistul Matei vorbește. Sigur, în mare sunt toate aceste explicații atât cât timpul ne permite aici. Un lucru iarăși important, să vedem cine sunt acești magi. Să identificăm, pentru că de la început, când eram copii, știm din sceneta Irozii, magii au intrat și în istorie sub niște nume. Nu sunt consemnați în Biblie. Gaspar, Baltazar și Melchior. Poate că ei au fost mai mult cu siguranță, dar iarăși vă întrebați, dar de ce numai trei au intrat în tradiție sub acest nume? Nu știu dacă i-a chemat așa sau nu. Tradiția i-a numit așa. Și de ce numai trei? Că cu siguranță au fost mult mai mulți care au venit la Irod. Pentru că drumul era periculos și era nevoie de un grup pentru a se apăra de tâlharii drumului. Dar după darurile pe care ei le-au adus, vom vedea imediat, tradiția a consemnat faptul că au fost doar trei. Nu știm câți au fost. Evanghelistul nu precizează numărul magilor. Ei sunt consemnați cu acest nume în scrierile unor istorici, iată, Herodot, Strabon, Xenofon, sub numele de magi. Acolo apar ei într-o lucrare, acolo apar ei și sub denumirea tradiției. Cine erau acești magi? Părerile specialiștilor și ale teologilor sunt împărțite, dar în mod deosebit aș aminti două grupe ca reprezentante ale ideii respective în explicarea pe care o necesită, sau explicația pe care o necesită termenul de magi. O bună parte din teologi spun că sunt înțelepți persani, au fost înțelepți persani, babilonieni sau arabi care se ocupau cu studierea cerului, a mișcării astrelor, adică niște astrologi. Și putem să vedem aici, am pus în paranteză fostul mitropolit Bartolomeu în Biblia lui și a însușit această teză a unor teologi.
O altă parte dintre teologi, aceasta este și teza mea, pe care mi-am însușit-o, este aceea legată de faptul că acești mași trebuie să fi fost niște preoți păgâni, inițiați probabil și în astrologie. De ce preoți păgâni și nu astrologi? Preoții păgâni erau însărcinați cu misiunea de a studia foarte minuțios istoria acestui curios popor evreu. De aceea, când ei ajung în robie, în special în cele două mari robii, asiriană și babiloniană, istoria lor a fost studiată extrem de minuțios și de atent. Și de ce? Pentru că acest popor a luat cu el în robie cărțile lor sfinte, prorocii, ca o speranță a lor mesianică, în care se scria că se va naște din rândul lor un rege, un împărat, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Toate popoarele care i-au asuprit pe evrei au intrat în panică vis-a-vis de profețiile acestui popor subjugat. Aceste profeții au menținut speranța vie mesianică, de aceea devin extrem de incomozi evreii în robiile respective. De aceea au fost foarte atent, într-un termen de astăzi, monitorizați istoria lor, de fapt. Ori acești oameni care se ocupau cu istoria și cu profețiile poporului evreu, în mod deosebit erau preoții păgâni care aveau această sarcină, care erau și ei familiarizați cu literatura religioasă acestui popor asuprit. De aceea concluzia este, sau ipoteza mai degrabă care o putem împărtăși, este că aceștia au fost niște preoți păgâni, dar familiarizați cu noțiuni de astrologie. O întrebare pe care o pun ei ne ajută să identificăm în acest sens. Iată, ei vin cu o întrebare foarte precisă și anume, unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Aici văd că nu a recunoscut fontul, calculatorul. Unde este cel ce s-a născut? Vasilev Ston Iudeon aici, adică Vasilev substantiv nearticulat, dovadă că ei nu-l căutau pe regele Irod, ci un rege al iudeilor născut de curând. Acest lucru nu intra în apanajul oamenilor de știință, aceste amănunte. Această întrebare foarte precisă, foarte matematică, exactă, nu, repet, nu era preocuparea oamenilor de știință. De aceea cred că a doua părere ar trebui mai bine însușită. Așadar, acești magi vin cu o întrebare foarte precisă și aduc, în momentul în care ajung la pruncul Iisus, la Betleem, daruri pe care îi oferă aur, tămâie și smirnă. Iarăși, aceste daruri exprimă ceva din ceea ce va însemna viitoarea misiunea lui Iisus. Și tot numai în spațiul preoților păgâni putea să intre aceste aspecte. Și anume, aur ca unui rege, aurul se cuvenea regilor și intra în sfera de referință a regilor, Iisus era profețit rege și împărat, tămâie ca unui mare preot care va muri, deci care va sluji și va muri în același timp ca om, și smirna intră în compoziția uleiurilor și aromatelor folosite de iudei la îmbălsămare. Iată câte lucruri știau ei. De aceea aduc pruncului Iisus aceste daruri. Ei se întorc pe altă cale, nu mai ascultă de Irod, de sfatul lui Irod, pentru că primesc înștiințare în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod și se duc pe altă cale în țara lor. Furios că a fost înșelat de magi, cu ideea că s-a născut un rege care să ia tronul, Irod pune la cale un plan demențial de ucidere a tuturor pruncilor din jurul Betleemului mai mici de 2 ani. Sau până la 2 ani. Aș vrea un lucru să vă mai spun. Irod este cunoscut în istorie ca un sângeros rege și iată ce face el foarte pe scurt. În anul 29 o execută pe soția sa Mariamne, pe care a iubit-o cu adevărat, hasmoneană, pentru că
cineva i-a spus că complotează la tronul său și omoară. În anul următor, cade victimă mama acestea, Alexandra, care a avut influență asupra lui Irod și Irod a apreciat-o foarte mult, era o femeie inteligentă, omoară și pe ea. A urmat fratele soției Aristobul și alți doi cumnați, Aristobul, pe care l-a pus mare arhiereu, la sfatul soacrei lui. Trei fii ai săi, Alexandru, Aristobul și Antipater, acesta din urmă fiind ucis din porunca tatălui său cu numai 5 zile înainte de moartea lui. Pentru că un alt frate a complotat împotriva lui, spunându-i, acesta vrea să-ți ia locul și Irod îl omoară. Bântuit de fantoma copiilor uciși, a măcelului pe care l-a făcut în propria familie, bolnav de un cancer la intestin, tradus în termenii medicali de astăzi, undeva la niște băi de lângă Marea Moartă, Irod își găsește sfârșitul în chinuri groasnice, tot trupul lui fiind invadat de fierb, se puneau bucăți de vițel, de vită pe trupul lui ca viermii să iasă din trupul lui și astfel să-l elibereze, să intre în carne și să-l elibereze de chinurile groasnice. Moare în chinuri groasnice, dar mai face un lucru demențial. O pune pe sora lui, Salomea, să adune în hipodromul din Ierihon pe bărbații înțelepți ai iudeilor și în momentul în care moare să fie toți aceștia uciși. Ca poporul să nu se bucure de moartea lui, ci să plângă pe acești mari înțelepți ai poporului și astfel să creadă lumea că îl plânge pe Irod. Total nebun. Numai că sora lui, inteligentă, nu pune la capăt, nu pune în aplicare acest plan demențial. Un lucru important, când și-a decimat familia, Augustus Octavian exclamă la Roma, Melius est Herodis porcum ex evanfilium, adică mai bine să fii porcul lui Irod decât copilul lui. Din prezumția că evreii nu mâncau carne de porc și aveau un porc șansa să fie mai repede salvat decât copilul lui Irod. Și Irod pune la capăt uciderea pruncilor. Ne întrebăm câți? În calendar avem 14.000. Întrebarea care se pune, atât s-a ucis Irod? Nu. Irod n-a putut să ucidă mai mult de aproximativ 25, între 20 și 30 de copilași din Betlehem și din jurul cetății Betlehemului, pentru că Betlehemul era o cetate mică, cu populație redusă și nu puteau să fie, potrivit istoricilor, potrivit datelor istoriei, în acea vreme mai mult de 20-30 de copii în jurul Betlehemului, în jurul cetății acesteia. Deci Irod nu putea să ucidă mai mulți. De unde cifra 14.000 în tradiția creștină? A patra zi de Crăciun avem în calendare această cifră. Iubiții mei, la evrei, cifra 7 era un număr simbolic, exprimând deplinătatea, perfecțiunea. Creștinătatea a înmulțit cifra 7 cu 2 și cu 1000 și a dat 14.000 pentru a exprima solidaritatea ei cu durerea maximă a mamelor din cetatea Betlehem. Așa s-a socotit creștinătatea să se simtă solidară într-o metaforă cu durerea din jurul Betlehemului. Pentru că durerea unei mame este egală când își pierde un copil cu cea în cazurile triste când și-ar pierde mai mulți. Și creștinătatea metaforic a inventat acest nume pentru a se găsi solidară, să se face solidară cu durerea acelui timp până la capătul istoriei, până când biserica va exista la capătul ei, adică la capătul istoriei. De aici cifra de 14.000. Iubiții mei, magii se întorc pe altă cale după întâlnirea cu Iisus și ca mesaj al lui Matei, ca mesaj al textului, aș vrea acesta să vi-l spun după întâlnirea cu Iisus. Și vă rog să rețineți acest lucru. Nu putem să ne mai întoarcem
pe calea veche a vieții, ci numai pe o cale nouă. De aceea, ca mesaj al episodului magi, pentru noi cei de astăzi, ca un leitmotiv al vieții, mereu în mintea noastră să avem această cale întoarsă a magilor. După ce se întâlnesc cu Iisus, nu se mai întorc pe vechea cale, ci se duc în țara lor pe o nouă cale. După întâlnirea cu Iisus de la Crăciun, încercăm toți ca vechea cale a vieții să fie părăsită și să apucăm pe o nouă cale a vieții. Mai departe, mesajul evanghelistului Luca. Accentele sunt puse pe istoricitatea evenimentului nașterii, pe episodul păstor, de data aceasta nu magi. Luca privește evenimentul nașterii dintr-o altă perspectivă, care sunt beneficiare revelației, primesc un mesaj al cerului, o să vedem care este el și o să vedem că au și o misiune. Și în cele din urmă, mesajul evanghelistului. Iată cum îl prezintă Luca ca eveniment istoric, cum prezintă Luca nașterea lui Iisus ca eveniment istoric. Spune așa: în zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul Augustus să se înscrie toată lumea. Era vorba de un recensământ pentru a se stabili puterea financiară din Țara Sfântă spre Roma. Această înscriere, spune Luca, cea din tâi s-a făcut pe când Quirinius guverna Siria. Și acum iată datele istoriei. El vorbește de Augustus, persoana reală a istoriei, am văzut și înainte, care domnește între 27 și 14, Quirinius, care domnește între 10 înainte de Hristos și 6 după Hristos, și înscrierea cea din tâi, primul recensământ, trebuie să fie avut loc cândva în jurul anului 8 sau 7 înainte de Hristos. Exact ce vă spuneam înainte. Așadar, iată cât de precis este Luca. Și acum să vedem ceva despre episodul păstorii. În jurul Betleemului erau păstori care păzeau turmele lor, în special de oi. Erau săraci și stăteau acolo pe câmp noaptea, apărându-și oițele de fiare sălbatice. Dintr-o dată, un înger al Domnului li se arată și slava Domnului îi copleșește și îngerul le spune: nu vă temeți, s-au înfricoșat, că iată vă binevestesc vouă o bucurie mare care va fi pentru tot poporul. Bucurie mare pentru tot poporul. Când cetatea lui David vi s-a născut azi Mântuitor, cât de multe le spune, Mântuitor care este Hristos Domnul. Și le dă și un semn. Cum îl pot găsi? Iată care va fi semnul, veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. Și îngerul dispare, dar se arată imediat o mulțime, un cor de îngeri care aduc un mesaj din cer, cântând: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bună învoire. Acesta este mesajul cerului. Ca mesaj al cerului la nașterea lui Iisus, pentru noi cei de astăzi, dar și pentru cei care vor veni după noi. O întrebare la care să răspundem: cât de împlinit este acest mesaj astăzi pe pământ? Mesajul a fost de pace între oameni și să iei să se accepte unii pe alții. Astăzi și la Crăciun și la Crăciunul următor, o să vă explic imediat, o să vă spun, oamenii se omoară. Bună înțelegere și bună învoire nu mai există între noi, în casele noastre, în intimitatea vieții noastre. Iată cum mesajul cerului nu este împlinit astăzi. De unde începem acum încet, încet să mergem spre răspunsul la întrebarea un Crăciun fără Hristos? Pentru că atâta timp cât Hristos, care se susține de mesajul cerului, nu este mesajul împlinit, avem un Crăciun în afara
lui Hristos. Vom vedea în cele din urmă. Misiunea păstorilor a fost aceea, iată, imediat o să vedem, mai întâi textul, îngerii au plecat la cer, păstorii vorbeau unii către alții. Tot ce este subliniat este extrem de important, pentru că într-o altă perspectivă a textului biblic, noi suntem păstorii astăzi. Fiecare în parte dintre noi, și accentuez acest lucru și l-am accentuat de atâtea ori, trebuie să fie un misionar al lui Iisus și al Evangheliei lui Iisus. Acesta este statutul, din punctul meu de vedere, a viitorului creștin și în acest mileniu și în cel viitor. Și până la sfârșitul timpului. De misionar, de a răspândi Evanghelia lui Iisus. Iar cu referire la nașterea lui Iisus, misiunea noastră este aceea de păstori, de a face ce au făcut păstorii. Și ce au făcut păstorii? Iată ce este subliniat. Grăbind să mergem până la Betleem și să vedem lucrul acesta ce s-a făcut, pe care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe pruncul cat în iesle. Exact cum le spusese îngerul. Și văzându-l, au vestit cuvântul ce li se grăise despre copilul acesta, deci Marie și lui Iosif. Și toți cei ce au auzit se mirau de cele ce spuneau păstorii. Dovadă că între timp se adunaseră probabil și câțiva din locuitorii Betleemului, pentru că Maria nu găsise loc într-o casă de oaspeți din Betleem. Și s-au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit și le-au văzut așa cum li se spuseseră. Mesajul evanghelistului Luca din episodul păstori pentru noi toți. De aceea spuneam înainte, la Crăciun și legat de nașterea lui Iisus, acest eveniment unic al istoriei, noi trebuie să împărtășim și să îmbrăcăm misiunea păstorilor. Care ce au făcut? Când li s-a spus că s-a născut Iisus, s-au grăbit să meargă spre Iisus. Noi știm că s-a născut Iisus pentru fiecare în parte, să ne grăbim spre pruncul Iisus. Ei au vestit cuvântul tuturor ce li s-a spus. Noi cui vestim cuvântul? Avem menirea și datoria, măcar cei care sunteți aici, măcar cei care auziți, măcar cei care știți mai mult, să fiți păstori din seara aceasta, vestind și altora cuvântul pe care l-ați auzit despre Iisus. Și mai departe, foarte important, a treia latură a misiunilor, l-au slăvit pe Dumnezeu pentru toate cele care le-au văzut. Atâtea am văzut în viața noastră, fiecare în parte. Din copilăria noastră până acum. Tineri și vârstnici. De atâtea ori a răsunat în mintea noastră și în viața noastră mesajul cerului. Atâtea a făcut Dumnezeu cu noi. De atâtea ori ne-a vorbit, de atâtea ori ni s-a descoperit. Și cea mai mare descoperire este și aceea că astăzi și dumneavoastră sunteți privilegiații între mulți alții din societatea noastră, că auziți despre pruncul Iisus și ce a făcut El pentru noi. Să-L slăvim pe Dumnezeu pentru toate câte a făcut cu noi în viața noastră. Fiecare parte. De la cel mai mic până la cel mai vârstnic. Și asta este misiunea noastră. Și asta este misiunea creștinilor de astăzi. Și asta este misiunea noastră în fața evenimentului nașterii, aceea de păstore. Mesajul cerului, cum spuneam, neîmplinit astăzi. Și acum, ultima parte, relatarea din perspectivă teologică, spirituală. Doi autori ai Noului Testament sunt fenomenali în descrierea evenimentului nașterii. Nu sunt preocupați ca și cei doi, ca și Matei, ca și Luca, de evenimentul istoric, de a încadra istoric nașterea lui Iisus, de a-L aduce în context istoric și cu personaje ale istoriei, am văzut cât de mult a spus Matei și Luca. Și doi autori de cărți ai Noului Testament, Ioan și Apostolul Pavel, teologisesc acest eveniment. Și acum, foarte important ceea ce urmează. Și depus în suflet, depus în inimă. Și din acest punct de vedere vom vedea că noi suntem contemporani
cu nașterea lui Iisus. Așa cum ați auzit și în promo și în toate știrile care s-au dat. Cum contemporan cu un eveniment de acum mai bine de 2000 de ani, totuși contemporan. Și iată de ce. M-aș opri pentru început asupra Apostolului Pavel. În câteva versete el definește tot sensul nașterii pentru istorie, pentru întreaga creație. Și iată ce le spune unor creștini din Asia Mică la vremea respectivă, din jurul mai multor cetăți din provincia Galatia. Și iată ce spune el. Eu sunt convins că dumneavoastră ați auzit de atâtea ori la Crăciun aceste cuvinte, le-ați ascultat, este cel mai scurt apostol de peste an care se citește, au fost frumoase, mă gândesc că probabil dacă v-aș întreba dacă ați înțeles, ați răspunde da, dar câți oare v-ați gândit atunci ce spun aceste cuvinte? Apostolul Pavel a definit pentru totdeauna tot sensul Crăciunului, adică al nașterii lui Iisus, în raport cu existența, în raport cu creația, în raport cu omul, cu ființa omului, cu statutul omului. Și iată care este acest nou statut. De aceea spuneam, și o să accentuez imediat, că nașterea lui Iisus a împărțit istoria creației în două, istoria omului în două. Și anume, iată ce spune Sfântul Pavel. Când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Fiecare cuvânt de aici este important și necesită o analiză. Nu mai avem timpul necesar ca să vedeți ce-i Biblia și ce bogăție inepuizabilă de sens spiritual are Biblia pentru noi. Ce-i cu această carte care e de biblioteca bibliotecii? Ca pe cei de sub lege se răscumpere, ca să dobândim în fierea. Acest cuvânt, dragii mei, este cel mai important de aici. De ce a venit Iisus, de ce s-a întrupat Iisus? Ca să dobândim în fierea. Adică să dobândim calitatea de copil al lui Dumnezeu, de fiu al lui Dumnezeu. Și spune mai departe Sfântul Pavel. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Părinte. Din clipa nașterii lui Iisus, omul, creația lui Dumnezeu, care s-a îndepărtat de Dumnezeu, îi se adresează pentru prima oară lui Dumnezeu cu apelativul de tată, de părinte. Apelativ necunoscut în Vechiul Testament. Din momentul nașterii lui Iisus, tu ai un tată ceresc. Și acesta e preocupat de tine. Așa cum tatăl tău pământesc, biologic, este preocupat de tine, preocupat cât poate să te ajute, cu prețul vieții dacă este nevoie. Și face atâtea pentru tine și a făcut atâtea pentru noi din copilăria noastră până acum. Am apreciat mai mult sau mai puțin în funcție de cât am conștientizat acest lucru. Dar-mi-te ce face Tatăl, cu cât mai important ce face Tatăl cel Ceresc. Din momentul nașterii, iubiții mei, nașterii lui Iisus, noi suntem copiii lui Dumnezeu și frați cu Iisus. Acest moment a împărțit istoria în două. Și acum o explic. Până la nașterea lui Iisus, omul avea diferite sau trăia în diferite categorii sociale. Sclav, rob, liber, stăpân de sclav, etc., etc. Statutul femeii cel mai ingrat în toată lumea, și iudaică într-un anumit sens, și elenistică, și romană, a venit Iisus, s-a născut El și a spus omului, cel de lângă tine pe care tu l-ai exploatat până acum, pe care l-ai vândut, pe care l-ai omorât, nu mai este robul tău, nu mai este sclavul tău, de a cărui viață sau cu a cărui viață poți să faci ce vrei tu. El nu este un individ pentru tine, El este fratele tău. Și așa, iubiții mei, creștinismul a distrus o rânduire socială, sclavagismul, fără arme, fără avioane, fără bombe cu percuție, etc., etc.
a distrus o rânduire socială și nu se poate ca odată să nu vă vorbesc despre acel bilet de 25 de versete trimis de Apostolul Pavel unui stăpân de sclav pe nume Filimon din Colose. Un bilet în care îi spune că sclavului fugit pe care putea să-l omoare nu mai este robului, ci este frate cu el. Și așa o nouă orânduire a apărut în istorie, orânduirea în care omul și-a căpătat demnitatea nu de om pe acest pământ, ci demnitatea de copil al lui Dumnezeu. Din clipa nașterii tu ești în familia lui Dumnezeu, tu ești în casa lui Dumnezeu. Dumnezeul cel ceresc îți este ție tată, care te protejează, care te ajută, spune acolo Apostolul Pavel, ne-a făcut moștenitori împreună cu Dumnezeu. Adică, ce înseamnă moștenitori împreună cu Dumnezeu? Nemurirea pe care ne-a oferit-o în dar. Tu nu mai mori. Noi nu mai murim. Murim biologic. Ne dăm acestui pământ la capătul vieții noastre, din care am venit, dar nu acolo se încheie totul. De acolo începe noul sens al vieții noastre, poate și acesta. Va fi un subiect de analiză aici. Ce se întâmplă cu noi după moarte? Sau de ce moartea nu are ultimul cuvânt? Și dacă toată lumea ar fi convinsă că moartea nu are ultimul cuvânt, știți cum ar arăta viața noastră? Altfel decât arată acum? Știți ce sens ar avea toate strădanile noastre, altele decât îl au acum și așa mai departe? Altul ar fi raportul nostru cu veșnicia care ne așteaptă. Iată cât de mult a spus Apostolul Pavel. Ce face Ioan acum? Ioan parcă ne spune și mai mult. Și anume el ne spune, și asupra acestui lucru v-aș ruga cu mare atenție să vă îndreptați privirea. Ioan ne spune că în fierea, calitatea de copil al lui Dumnezeu pe care am dobândit-o când Iisus s-a născut, este și un dar, adică un cadou pe care l-am primit, și o devenire, o creștere. Adică o mereu înaintare în acest statut. Iată ce spune Sfântul Ioan și el în două versete a prins tot sensul teologic și spiritual al acestui eveniment unic al istoriei. Și iată ce spune el. Întru ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Și acum este important. Dar celor câți l-au primit, care cred într-un numele Lui, care l-au primit și care cred în numele Lui, acum e important, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. În original, cred că timpul nu ne permite să explicăm acest lucru, este o formulă teologică, matematică, dacă vreți, care Ioan spune așa, tegna teu gen este de la kinome, care însemnează a deveni. Adică devii astăzi mai mult decât ai fost ieri, mâine mai mult decât ești astăzi, poimâine mai mult decât vei fi mâine și așa mai departe. O creștere calitativă în statutul de copil al lui Dumnezeu. Iar în prima sa epistolă, Ioan parcă spune mai mult, parcă tălmăcește mai mult acest lucru. Vedeți, spune el, ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl ca să ne numim copiii Lui. Și suntem. Suntem. Și acum uitați-vă la jocul de cuvinte al lui Ioan, o întreagă încărcătură teologică aici. Iubiților, acum suntem fiii lui Dumnezeu, iată spune el, suntem, tegnateu. Și spune mai departe, acum spune la viitor, și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Adică cum, odată spune suntem, și ce vom fi nu s-a arătat. Păi suntem în dar, am primit un dar, un cadou, dar în acest dar noi creștem mereu. Și spune mai departe, ci știm că atunci când El se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este. Vom putea să-L vedem pe Iisus cum este. Acela-i capătul, punctul culminant al devenirii noastre, în calitate de copil al lui Dumnezeu. Iubiții mei, ce ne-a adus Crăciun? Ce înseamnă Crăciun? Ce înseamnă nașterea lui Iisus?
Și cum sărbătorește omenirea de astăzi Crăciunul, vom vedea imediat. În acest statut de copil, de creștere, de devenire, trebuie să facem pași conștienți fiecare dintre noi. Știți cum este acest statut? Eu mi-l imaginez și noi toți îl putem imagina așa. Ne-am născut, am venit pe lume în casa părinților noștri. Bucurie imensă. Bucurie pe care o duce un copil în casa părinților lui, atât de așteptat, acel zâmbet, acel glășcior, acel gângurit de copilaș. Și ne bucurăm cu el, ne bucurăm când dă de mânuțe, ne bucurăm când ne vede. Fiecare treaptă din viața lui înseamnă un progres în bucuria noastră. Ne bucurăm când îl vedem că începe să umble în patru labe și mai pică și jos, când se sprijină de pereți și umblă și el. E o bucurie, creștere, în bucuria împlinirii ca părinte. Și apoi ne ducem la grădiniță, ce bucurie, și spunem prima poezie. Ce bucurie pentru părinți, cum stau ei, ei nu suflă. Copilul meu spune acum prima poezie. Dacă o spunem, că s-ar putea să nu spunem. Să venim în fața oamenilor să nu mai spunem. S-a întâmplat de atâtea ori cu noi. Și dacă tot veni vorba aici, am să vă spun ce s-a întâmplat cu nepoțelul meu. Merge și el să spună poezie, l-așteptau părinții cu sufletul la gură să spună poezie. Vine frumos pe scenă, se apleacă spre oameni și spune, știți ce? N-a să vă spun nicio poezie, că sunt foarte obosit acum. Și a plecat. Asta a fost poezia lui. Dar totuși o bucurie, o bucurie imensă. Și apoi mergem la școală și luăm și un premiu, poate că ne-am străduit, și venim cu o cărticică acasă și cu un premiu. Ce bucurie pe părinții noștri, mai ales când este premiul întâi. Și apoi mergem, creștem. Iată diferența dintre bucuria primă și unde ajunge acum. Mergem la liceu, mergem la facultate, ne împlinim, începem să ne realizăm profesional, încropim o familie, atenție, dragi tineri, viața cu sens este viața de familie. Ați auzit de atâtea ori accentuând acest lucru. Pentru asta să vă străduiți. Nu vă faceți o familie spunând acum îmi fac familie când și mă căsătoresc, când o să-mi fac casă, când o să am mașină, când o să am bani. Nu, pe toate acestea le faci împreună cu cel de lângă tine. Acela este adevăratul sens și frumusețe a ceea ce ai dobândit. Dar aceste lucruri le-ați auzit. Și apoi începem să ne desăvârșim profesional, familial, înaintăm și noi în vârstă, se duc părinții. Se sting în împlinirea lor. Aceasta este și bucuria Tatălui Ceresc. El se bucură cu venirea noastră pe lume și cu fiecare pas spiritual, cu fiecare pas pe care îl facem crescând în conștientizarea iubirii Lui și a milei Lui față de noi, producem bucuria cerului. Aceasta este devenirea de care vorbește Sfântul Ioan, evanghelistul unic în acest sens în Noul Testament. Închei cu câteva reflexii, mesaj, Crăciunul astăzi. Iubiții mei, Crăciunul este sărbătoarea familiei. Adesea se spune, dar ce înseamnă Crăciunul, sărbătoarea familiei? Crăciunul nu este sărbătoarea familiei când ne adunăm în familie și petrecem, ne veselim, chefuim la Crăciun. Deci spunem sărbătoarea familiei. Sau când ne facem cadouri, nu? Crăciunul este sărbătoarea familiei pentru că noi am intrat în familia lui Dumnezeu. De la nașterea lui Iisus ne-am intrat în familia lui Dumnezeu și am devenit casnicii lui, spune Sfântul Pavel. Vă imaginați ce înseamnă asta? Am devenit membri ai familiei lui Dumnezeu și frați cu Iisus din momentul întrupării lui. De aceea Crăciunul este prin excelență sărbătoarea familiei. Iar dacă apoi o transpunem în iubirea, în sensul că părinții, copiii se adună cu părinții și stau împreună la Crăciun, cu atât mai mult. De aceea, încercați, iubiții mei,
sărbătoarea Crăciunului să o petreceți în familie. Mergeți copii, nu vă fie rușine și sărbătoriți Crăciunul cu părinții voștri, mai bătrâni sau mai tineri. Fiți împreună de Crăciun, colindați împreună de Crăciun, mâncați împreună de Crăciun, știind că icoana aceea a familiei este icoana mică, a familiei mari, pline de har, în care am intrat în relație cu Dumnezeu. Noi am fost chemați în familia lui Dumnezeu, nu noi l-am chemat pe Dumnezeu în familia noastră, ci noi am intrat în familia lui prin chemare. Crăciunul este o sărbătoare a familiei, așa cum am spus, într-un veșnic prezent. Iată, într-o cântare numită Condacul Nașterii, care se cântă la Crăciun, cu mare atenție la această cântare, se spune așa: Fecioara astăzi, astăzi, nu ieri, nici mâine, Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă naște, observați prezentul. Mai departe, pământul peșteră celui neapropiat se face. Tot pământul se face acum peșteră. De aceea Crăciunul nu este un eveniment al trecutului, nici al viitorului, ci al unui veșnic prezent. Pentru că statutul de copil nu are trecut și viitor, ci un veșnic prezent. Deci copilul mamei și al tatălui, atâta timp cât ești copil. Tot copilul lor ești. Mai departe, iar magii cu steaua călătoresc din nou prezentul, că pentru noi s-a născut prunc tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci. Într-un veșnic prezent să sărbătorim Crăciunul. De aceea spuneam în promo și în videoclip că dacă Hristos nu s-a născut niciodată în sufletul tău și în viața ta, El nu s-a născut niciodată în Betlehem. Adică de 1000 de ori dacă s-a născut sau s-ar mai naște în Betlehem și niciodată în viața ta, nașterea Lui este fără de folos pentru tine. De aceea Crăciunul este un veșnic prezent, nașterea Lui un veșnic prezent. Aniversarea nașterii lui Iisus. Iată cum sărbătorim și cu asta închei noi nașterea lui Iisus, oamenii de astăzi. Îmi place să spun și am spus în tot acest anunț al acestui eveniment că a intrat Crăciunul mai mult în folclor decât în sufletele noastre, a intrat mai mult în magazine, în mall-uri, mai mult decât în casele noastre. Iar colindele aproape s-au bagatelizat. Colindele nu pot fi oricum ascultate și oricând. Colindele trebuie ascultate fie în genunchi, fie în picioare, pentru că ele nu sunt cântece populare. De aceea, nu știu cât de mult bine a făcut faptul că pe pretutindeni, oriunde auzi, în piață, când nu te gândești la ce se spune acolo, cumperi, se înjoală lumea, negociază în benzinării și peste tot auzi colinde. Mai departe, mall-urile sunt pline de daruri pentru Crăciun, dar nu pentru Iisus. Adesea sunt atâtea cadouri care pot fi cumpărate, dar care vorbesc de Iisus, care au scenete cu Iisus, dar nu sunt pentru Iisus. În America există un magazin imens plin numai de globuri și de obiecte de Crăciun, dar nimeni nu vorbește acolo de nașterea lui Iisus. Și numai cum să-și împodobească casele. Am văzut în America, în multe curți ale oamenilor care n-au garduri, ca la noi, scenete luminoase din material plastic sau din lemn, făcute în cinstea evenimentului nașterii, cu ieslea, cu magii, cu daruri și așa mai departe. Dar acele case, cele familii nu merg în ziua de Crăciun la biserică, ei nu știu când e Crăciun. Deci sunt scene în curtea lor, în fața caselor, dar fără Crăciun, fără Hristos în Crăciun. De aceea, o să vedeți în final, am văzut, eram cu un arhiepiscop, episcopul Natanael, călătoream spre un loc și am intrat într-un sat, într-un orășel, unde la început, la intrare, era o pancartă mare pe care scria Keep Christ in Christmas.
Adică păstrați-L pe Hristos în Crăciun. Nimic mai dureros decât asta. Ca creștinătatea în acest mileniu să fie nevoită să transmită un mesaj lumii că trebuie să-L păstrăm pe Hristos în Crăciun. Pe ce Crăciun fără Hristos? A simțit lumea că sărbătorim Crăciunul fără Hristos. În atâtea state, în atâtea părți din lumea asta se omoară ziua de Crăciun, frați între ei, creștini uneori între ei, oameni care nu se vizitează, care se urăsc, care se învrăjbesc în ziua de Crăciun, care nici nu știu ce înseamnă că biserica în ziua de Crăciun reprezintă ieslea și că noi trebuie să mergem spre ieslea ca și păstor, cum vă spuneam. Nimic din toate acestea. Plină morurile de cadouri pe care încercăm să le cumpărăm, să ne le dăm altora și lui Iisus niciun cadou. Nu e nimic greu în aceasta, că sunt zile în care ne facem o atenție. Dar Hristos nu este în atenția cadoului, ci numai noi. Și așa sărbătorim un Crăciun fără Crăciun. Un Crăciun fără Hristos în el. Hristos este doar un mit, ideea numai, ca atare, dar care este transpusă într-o societate, în gesturile unei societăți, în preocuparea unei societăți fără Hristos. Și eu îmi imaginez, și cu asta chiar închei, Crăciunul sărbătorit cam în felul acesta. Crăciunul, nașterea lui Iisus, este ziua de prăznuire a Mântuitorului Hristos, a nașterii Lui, ca frate cu noi și a intrării noastre în casa lui Dumnezeu. Și haideți să ne imaginăm următorul lucru. Un scenariu. L-am spus de atâtea ori. Pe toate canalele. Să ne imaginăm o casă mare, luminoasă, cu o daie multă, cu un tată cu mulți copii. Și este ziua de naștere a copilului mai mare, a fratelui mai mare, a copilului mai mare a tatălui și a fratelui mai mare a celorlalți frați. Și de ziua de naștere, tata îi invită pe toți copiii și mama. Îi invită pe toți copiii lor acasă. O sală, o daie luminoasă, cu multă lumină, cu mâncăruri alese, cu toate bunătățile. Și la un moment dat, intră și sărbătoritul în sală. Tata îl așteaptă. Frații sunt acolo. Și când să-i dăm un cadou celui sărbătorit, am începe toți să ne împărțim darurile între noi. Și celui sărbătorit, deci frații să-și împarte darurile între ei și cel sărbătorit să nu primească niciun dar. Ar mai fi acolo sărbătoare, dar mai mult. Și acum e important. Să ne imaginăm în acea sală că tata la un moment dat ar vedea și fratele mai mare cum doi dintre copiii lor, dintre frații fratelui mai mare, se lovesc, se împing și se omoară. În altă parte, în alt colț de odaie, ar vedea tata cum doi dintre copiii lui se dușmănește și aruncă cele mai urâte invective. În altă parte de odaie ar vedea cum stau frații copiii lui cu spatele unul la altul. În altă parte de odaie ar vedea cum se ceartă între ei și se urăsc. Și scenariul poate fi amplificat. Întrebarea mea este următoarea. Pentru acel tată, va mai fi atunci o sărbătoare a copilului lui? O zi de naștere pentru copilul lui sărbătorită? Pentru fratele respectiv, ar mai fi o bucurie și o sărbătoare a lui? Când aceste lucruri s-ar petrece în odaia lui de sărbătoare, ar fi o tristețe imensă. Și atunci să ne imaginăm lumea aceasta, o imensă odaie, plină de lumină, cu toate bunătățile în ea, darul lui Dumnezeu. Ziua de naștere a copilului lui, a fiului său, este sărbătorită. Și noi, frații lui și copiii Tatălui Ceresc, am fi invitați acolo. Dar ce facem noi în ziua de Crăciun? Ne ucidem, ne învrășpim, ne împărțim, ne certăm, ne urâm.
Alergăm spre tu cu totul și cu totul alte locuri decât Ieslea, care e biserica unde pruncul Iisus este născut și ne așteaptă. Și întreb eu acum. La un astfel de Crăciun pe care îl sărbătorim și sărbătorește creștinătatea astăzi, mai este bucurie în cer pentru Tatăl cel Ceresc, pentru Tatăl Dumnezeul nostru și Părintele nostru? Mai producem noi cu adevărat bucurie cerului în ziua de Crăciun? În ziua nașterii lui Iisus și a nașterii noastre ca și copii al lui Dumnezeu și a intrării noastre în familia lui Dumnezeu? Oare nu cumva Crăciunul este pentru noi o sărbătoare în care producem lacrimi imense cerului și durere imensă Tatălui Ceresc și fratelui mai mare? Dacă vom avea un răspuns la această întrebare și la tot ce ați auzit aici și la tot mesajul evangheliștilor, poate că cu un efort în plus, Crăciunul de anul acesta va fi altul decât din anii trecuți. Iar dacă, în acest sens, n-ai sărbătorit niciodată Crăciunul, anul acesta este o șansă pentru tine să sărbătorești pentru prima oară Crăciunul în viața ta. Și să știi că nu-i târziu, chiar dacă acum e prima sărbătoare cu adevărat de Crăciun. Ce întrebare, unde te găsești tu la această aniversare, este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Răspunsul la ea. Crăciunul fără Crăciun să fie pentru noi, pentru toți, de acum înainte, o realitate pe care să o transformăm în altceva decât a fost până acum. Iar păstrarea lui Hristos în Crăciun, să sărbătorim Crăciunul cu Hristos în Crăciun. Ultimul slide.